Salutare și bine v-am găsit la un episod, mă băieți. De data asta ne aflăm pe Metin2ro Carpatia și poate vă întrebați ce caut aici pe serverul oficial. E bine, pentru cine nu știe, am mai avut un canal de YouTube pe care mi l-au închis Gameforge acum câteva săptămâni, 2-3 săptămâni mai exact. Am avut undeva la 880 de abonați. Imediat făceam și noi 900 pentru că mergea treaba super, super bine. Doar faza era că pe acel canal postam doar servere private. M-am gândit bine la ce să fac pe viitor în legătură cu streamingul și chestiile de genul și mi-am zis pur și simplu trebuie să mă mut pe oficial pentru că altă variantă n-am. Decât să iau alt canal de la zero și să mă duc iar la aproape 1000 de abonați și să mi-l închidă sau poate chiar mai mult și să mi-l închidă după tot așa de la zero o să fie destul de greu. Ne aflăm pe Carpathians. Mă repet aici și de data asta o să vă prezint ce am pe contul ăsta de nivel 25. Așa, în mare parte niște iteme. Și să vă întreb dacă vreți o serie aici și după cum ați văzut în titlu, dacă merită să mai joci RO în 2021. Ei bine, eu o să vin cu niște argumente tari mie, pentru că, după cum bine v-am zis, și cei care nu au fost dinainte pe canal, am avut alt canal și tot așa mai departe. Și când mă joc un server de Metin, îmi place să-l și filmez. Indiferent că e el privat, indiferent că e oficial, nu contează, îmi place pur și simplu să filmez când mă joc. Bun. Pentru mine, fața comentatul pe RO e una bună, într-o oarecare măsură, pentru că aici, cât o să facem pe canalul vechi pe care suntem acum, nu se ne poate da jos pentru că filmăm pe serverul lor oficial, practic. Și nu mai am niciun stres, bă, că poate mâine sau poimâine sau peste o lună îmi închide canalul și am muncit iarăși un an, doi degeaba și tot așa. E bine, munca noastră în sfârșit o să rămână, o să fie mai greu pentru că serverul oficial e mult mai greu decât privatele, mai ales dacă nu investești o sumă de bani ca să ai tu un început mai bun sau etc. Probabil vă întrebați acum de ce am ales Carpathians. Am ales pe simplu fapt pentru că este un server cu evenimente și o să fie puțin cel mai ușor decât pe un server cum e, nu știu cum se numește exact, din Sirium sau cea de genul, serverul la Hard Row. Am zis, băi, nu mă bag acolo pentru că nu am nici atât de mult timp să joc, nu am nici bani de investit să mă fac full din prima sau whatever un echipament decent. Așa pe care poate azi mai este un eveniment cu cor, cu mounturi, cu vrăjești, adaugă chestii de genul care te ajută încet încet să îți evoluezi caracterul și dacă nu bagi bani. E bine, nu o să fie super ușor și o să-mi răspund singur la întrebarea cu dacă mai merită să jucăm în 2021 pe oficial și v-am zis pentru mine, pentru că o să filmez aici, merită. Acum nu știu pentru ceilalți dacă merită, adică dacă îți faci o afacere pur și simplu și știm cu toți la ce afacere poți să-ți faci pe Metin ca să scoți bani. Da, merită, dar înainte trebuie să investești o sumă de bani și oarecum acel risc pentru că sunt mulți care deja vând Young sau chestii de genul. E bine, scopul nostru pe acest server este să am un feedback cât mai bun, fiind și oficialul, fiind și mai mulți playeri, sper să meargă mai bine decât pe private și v-am zis, măcar nu mai stau cu stresul ăla că o să mă închidă canalul. Trecând la cont, după că m-am prezentat cine sunt eu și așa mai departe pentru cine nu știa, avem un cont de nivel 25, un War Mental. Vreau să scrieți acolo în comentarii dacă vreți să facem această serie și dacă vreți să-mi ziceți ce caracter să facem, gen War Aura Mental sau Sura sau Lican sau whatever. Băi, m-am gândit sincer, m-aș duce într-un War Mental sau un Sura Ame. Sincer, m-aș duce mai mult pentru Sura Ame, dar eu acum, fiind duminică când filmez și când postez acest clip, vreau să fac 30 pe War-ul ăsta pentru că din când te-am văzut aseară, parcă astăzi e evenimentul ăla de pescuit Jigsaw și vreau să fac 30 ca să dau și o tare la evenimentul ăla, să mai scot și niște bănuți. E bine, hai să trecem la echipament, nu mai stăm să pierdem timpul. Avem sabia asta, am luat-o de la misiuni. Avem un coif de fier plus 9 cu 3 bonusuri, un tigru plus 9 gol, pantofi de piele cu 1.5 KPV plus 0, ăștia am dropat mi se pare, brățară de argint full bonus cu foc 10 și 5 down EPV, sincer, mi se pare că focul trebuia pentru V2 SD3 ceva de genul, scrieți acolo în comentarii dacă am dreptate. Dacă ar fi așa, sincer, asta ar fi perfectă pentru setul de V2 și n-aș mai schimba. Un colier cu 500 PV, na, pentru PV. Cercei ăștia plus 7 pentru putere și un scut de level 1 plus 9.
Mai avem aici un tigru regal cu skin Ellie pentru movement speed și un mistreț cu 20 mobi. Bine, mai avem ceva iteme, doar că nu sunt pe contul ăsta. Mai avem un rib, un dragon, tot plus 9 și încă niște chestii mai gen un scut de 61, parcă și niște papuși de 55. Pentru că v-am zis, am mai jucat înainte. Și da, trebuie doar să caut contul pentru că nu mai țin exact minte. Băi, cam atât și cu acest clip. Am vrut să fac un intro mai pe scurt, dacă vreți o serie aici, și dacă da, scrieți acolo în comentarii ce rasă vreți să ne apucăm, Sura sau Oar. Dacă vreți Oar, scrieți skill-urile, dacă vreți Sura se înțelege de la sine că ame, pentru că BM-ul la PVM cel puțin e vardă. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu toate clipurile pe care le postez. Am fost Chaosen și nu uitați că în descriere aveți toate link-urile către Discord-ul meu, către Neba, dacă vreți să cumpărați jocuri ieftine. V-am pupat și multă baftă! Break the